O altă metodă de obținere a efectului marble o realizăm în felul următor. Iarăși culoare deschisă ca bază. Culoarea o vom usca în lampă timpul regulamentar. În continuare voi pune foarte puțină culoare grena, un strop luat cu vârful unui bețișor de portocal și foarte puțin mov, tot așa cu vârful unei băți de portocal, pe care le voi amesteca cu finish. Trebuie să obțineți o consistență aproape lichidă, trebuie să fie mai mult finish decât culoare, pentru că altfel culorile nu se vor întrepătrunde. După ce am scos culoarea de bază din lampă, voi aplica un strat subțire de finish top gel de la Gold Nails. Nu trebuie să fie un strat generos, ci doar cât să permită alunecarea culorilor. Iar acum cu vârful unui băț de portocal, voi aplica amestecul de culoare cu finish, în așa fel încât culorile să se întrepătundă. Cu cât amestecul de culoare și finish este mai lichid, cu atât efectul vostru de marble va fi mai reușit. Dacă nu sunteți mulțumite de ce a rezultat, puteți să mai luați finish și din nou să aplicați bule. Seamănă foarte mult cu snake efectul. Cam tot asta rezultă. Dar că mai noi să spunem marble. Dacă nu se vede clar, o să vedeți imediat ce scot din lampă și o să fac pozele. Sper că ați înțeles și că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, unde veți găsi mult mai multe tutoriale și pe viitor aștept și sugestiile voastre despre ce ați vrea să vedeți, ce produse să vă prezint. Eu lucrez în proporție de 80% cu marca Gold Nails. Când spun 80%, ceea ce nu am de la ei prea mult sunt culorile. În rest, atunci când e vorba de construcție, toate gelurile sunt de la Gold Nails. Pe viitor sper să pot achiziționa o gamă mai largă de culori de la ei, pentru că și acelea îmi plac, sunt foarte cremoase, au o consistență ușoară și se lucrează foarte ușor cu ele. Nu uitați să apăsați butonul subscribe, vă mulțumesc pentru vizionare și vă mai aștept pe canalul meu. O seară plăcută și spor la unghiuțe!